Prieteni, bună dimineața la dumneavoastră, sunt patroana de la Stăhaia, să sunt și eu becuișă, așa, acum să bag la leul la ușă și vă stăscură. Te-ai sculat? Da, mecanicul, secundar, da, patroană. Bună dimineața! Ia vedeți o prietenă, ia vedeți! Bună dimineața! Ia e barosanca, avele și nouă galbenii aia, ce faci cu ei? Mamă, nu mă lua de dimineața acum, că sunt somnuroasă. Ba da, aștept, vreau o fată să mă ia de nevastă, dar trebuie prima dată o găleată de aur, o cheamă Andrei. De unde? Andreea Diaconu! De unde? Asta, de pe TikTok. Ah, de pe TikTok? Da. Nu e gospodină. Nu, e, ba, e cea mai gospodină, dar fii atent, tatăl a fost polițist la mascați. Auzi, m-a căutat prin București. Atunci nu ne băgăm cu mascați. Ba da, patroană, dragă galbine, tu încă nu ne băgăm. Hai, lasă-mă că mă duc în plimbare, tu stai aici. Uite, nu vrea patroană. Tu ai mâncat, dacă ai mănânci, du-te că ai în frigider acolo de toate. Prietenul, o să ies eu afară. Am întâmpliat în casă. Mai aranjez, mai fac mai târziu să iasă căldura. Da. Mă duc și eu să filmez, Alinu să scură. Tati. Da. Și pe stradă. Iasă soare frumos, prieten. Mai am multe lucruri nefăcuți. Mi-o aprinde vremea urâtă. Ce să faci? Asta e. Ce să fac? Mă duc pe la nepoată mea, pe la Marița. Da. Jos, că-i frumos. Ăștia pusără țugurile ieri pe casă. A dusără mai Franca. Și pusără țugurile pe casă. Așa, frate. Bună ziua, doamnă. Mă duc pe la sora mea, pe la Stella. Ei. Să văd ce mai faci. Mă luai că-i soare, e căldură. Apoi, te vadă lumea. Doamne, ia, a puțin de leagă. A pus sigele, bă, că... A pus... Ia sigele luați. Și-a pus sigurile pe casă. Acum
Bună, soară, am venit și eu pe la tine. Bună ziua, prietenii lui patroana de la Trehaia, bună ziua. Mai vină pe la mine, mai umblă, mai faci circulație. La o luai pe jos, că văzui soare frumos. Mai vină pe jos, că uite, eu nu pot să mai umblu. Și mă zăpăciră murătorile de aia, Doamne, le aranjesc eu acum. Ce te mai doare acum? Ți-ai făcut bulion, vin murători, habar n-ai. Gata, mănâncă sănătoasă. Și voi să fii sănătos. Mănâncă sănătoasă. Alo. Pocaș de Antonii, ce mai zici o, ce mai așund eu, că ai o țocă de Anta, ce mai vine la mine? Nu se fierbe tartaboș. Bravo, pocaș de Antonii, ce mai vine la mine? Bă, știu dacă a făcut vin, că n-am cumpărat, mă duc să mă cumpăr și eu ce a făcut Tanca pentru copii. Să văd și eu dacă făcurăți vin. Hai. Am mizerie pe aici, patroane. Ei, n-are nimic, să văd dacă făcurăți vin. La mizerie, ce mizerie, că la mine e mizerie. Uitați, prietene, am făcut vin. Vedeți ce are de frumos aici? Foarte frumos aici. Ah, nu mai pot, este bine că da soarele căldură. Mai mă prim și eu. Le-am poarele nespălate, să găsesc o femeie până nu să schimbă vrea mea să le spală. Da. Marița, acasă, Marie? Marița. Marița s-a dus să se ia pe Maria de la jene, de la unghii, să va vedele. Că avem mâine luptă mare, la modă. Da, la Bulibașa. La Bulibașa. Hai, mine, că da, tu m-am mai dat să o ai aici. Măi, Marie, ce astăzi mergem la Bălăcita la vinul negru? Eu, patroana, să zic adevărul, eu nu beau vin din ăla negru. Mă, Marie, ți avem de revelion și de revelion. Făcui două damigene. Vă zi, lasă-mi bine sănătos. O damigeană, dacă mă luăm câte o damigeană. De aia, nu luăm multă. Păi nu mai găsești la Bălăcită. Păi aia, numai să ne dă oameni, am prieteni eu și mă duc la ei. Numai să luăm damigeană făcută, gata. Păi, ia lasă de Bălăcită. Mergi, Marie? Nu mi-e, patroane, că mă apucai, uite, să fac, să fac brajii. Nu auzi, dacă merge Alin cu mașina, te iau, mergi cu noi. Da, bine. Să fac brajii. Ia, știi ce? Ia-i bidon de nailon de ăla. Să luăm un bidon, ei. Da, de nailon luăm și acasă le punem în damigeni. Să fac brajii, să fac părul, să mă machez. Lasă brajii, fă-te... Să mă duc la nuntă. Fă-te frumoasă să te duc la nuntă. Da, că modă m-a pus pe mine secretara lui. Da? Da. Și aș merge și eu, dar nu merge Leo. Dar dacă merge... Dar modă de tine ce faci? Nu, mamă, că a dat... Nu merge de... Leo. A dat pronunțarea aia de... Da, bă, trei muieri. Trei muieri. Dacă... Modă e gal și gal. Vedeți voi așa pe modă. Da, dacă a merge Alin, merg cu Alin și eu, scutate, dacă modă nu merge Leo. Modă a zis că ne duce... Mai are două, trei secretare, că ne duce și pe noi să vadă o excursie. Ola ne duce la... Cum să zic, la... Ce lăutare are? Nu, are o lăutare frumos. Pe Ciorbea. Alexandru Ciorbea. Ciorbea și mai da. Are, nu știu cine mai cântă. Și a zis modă să plecăm cu el o lună de zile.
Ia dă și mie un fir de busuioc de acolo, să pun la urechi. Ia să vezi ce miroase frumos. Să pun la urechi, vreau. Am un buchet mare acolo, să vezi ce e. Eu pun întotdeauna busuioc. Patroana, îl pun el tot. Îl pun la urechi. Uite-mă cum pusă patroana, filmează de acum. La urechi îl pusă, e gata. Așa. De noroc, busuioc. Așa. Așa e, prieten. Mamă, da, ce miroasă de frumos. Lasă să uscă, să am de sărbători, să duc la mănăstire. Da. Mă duc la bobotează. Mă duc busuioc. Dar Romanul se sculă? Se sculă, mâncă. Și acum face somnul de frumusețe, moșul. Da, și se scoală din seară, iar stă, iar moșul face așa. Ce vrei să facă? N-a muncit să facă moșul, să aleargă. A muncit toată viața lui, s-a făcut căci, s-a făcut curți, s-a făcut doar. A muncit, lasă-l. Am muncit moșul, bon acum aduce și voi faceți. Dar moșul se culcă de 3-4 ori. Și eu mă culc aici, acasă, și zic, ce face moșul? Vine și bagi în geam. Vine și-mi bagi în geam. Bă, știi ce a făcut Anca ieri? A dus un om de-a put țigrele la casă. De un an de zile era țigrele. 10 țigrele, da. Bine, păi vine vremea urâtă și pe noi ea. Noi avem și noi o țigră la casă, acolo, iară ne pământa la casă. Să simbă vremea. Dincolo pe parte, la papi, acolo, să vezi idaul acolo. Că mai mult când a fost văzut, să-ți spune ce e de acolo. Ia vezi dacă sunt, să te filmează patroana cum e scos cu apă. Eu aici. Nu mă apuc, apucă-te. Nu, îți dau o lingură, apucă-te că mă mulți. Am și eu un lat, dar nu le mai mănâncă nimă. Cum să nu le mănâncă patroana, le presez cu muștar, să vezi ce se mănâncă. Doamne, eu sunt bolnavă, n-aș mai mânca. Cum mai mănânci tobe frumoase și mațe făcute frumoase. Leu s-a omorat după ăștia. Separat. Lasă să fie la tachetă. Da. Ce să facem patroane? Uite, mai stăm, mai odinim, mai muncim, mai curățăm. Așa fac eu, mai odinez, mai fac, îmi sparge gunoaiele. Îmi sparge gunoaiele, câinele, trebuie să iau de la... Didiman, două conteroane de ea mari. Asta e viața, patroană, la bătrânețe, trebuie să stăm acasă, să facem curățenie. Dar noi muncim până ne ia suflet. Păi ce să facem? Ca să le punem toate la pont, cum zicea bărbatul meu. Să le ai toate la pont, trebuie să muncești. Ca să ai de toate, trebuie să muncești. Da. Zicea mătușă ta aia de la Sebeș, care a murit, Stella, sora lui mama, și bărbatul său. Dacă vrei să mănânci bine, muncește mâncarea ca să o faci gustoasă, să o mănânci. Păi cum să nu? Așa se face. Așa se face. N-avem ce să facem. Ea murea de drag de noi, căci că să mănânc cu ea, muncitoare, da. Vrenice, gospodine, să avem de toate cum avea ea. Așa trebuie să facem. Era drag de noi. Ai fost tu cu noi când am fost cu mama la ea? Am fost. Ai fost, mi se pare. Miroase frumos. Busuioc, miroase frumos, miroase. Ce să mai zic? Așa plec de acasă și le las acolo singuri. Că tot zice că eu vorbesc tare. Eu vorbesc tare, așa vorbesc. Păi ce să faci? Eu nu vorbesc încet, cum vorbea Georgiana încet, de-abia iată vorba. Eu vorbesc tare. Ursul s-a sculă de dimineață, dusă copiii la școală. Și al nostru Ivier dusă Maria la școală, acum să se ducă să lea. Dar știi ce-ai făcut lui Leo Leonardo? S-a băgat la el în baie, a luat spumă de aia de ras, de să berberește cu ea. Și a mânzit tot veceu. Când s-a dus să lasă să stă pe veceu. Copilul ăla face da. Numai poate. Lasă, nu mai vorbi de copil, lasă. Așa l-ați învățat, nu e educat. E deștept copilul. Trebuie să-l educați bine, să nu facă prostii. Mai deștept. Ce face Leu? Unde lăsași? Lăsa-l, merge, să uită la televizor, la... Lasă-l acolo, să stă. La cum îi zice, de la Piteș, la cântărețul ăla, cum îi zice, la Mocan. Să uite la Mocanu. Îl sculă omul de dimineață că nu s-a sculat, de-i pusă televizorul. Bine că îl pusă pe zâd, că îl ținea pe un dulap acopat tot locul. Yes. Și îl pusă pe zâd.
Ce să faci? Mă dor picioarele, am zis aseară că pun spirit. Că când ai picioarele obosite, trebuie să pui spirit. Mai ia și tu cu ciopațile din aia de dureri. N-am mai luat gabarane, luam de oasă. Aia e bună. Da, ăla e bun, gabaran. Gabaran, e de oasă. Da. Dar n-am mai luat de mult de ăla. Nici eu, că și eu trebuie să iau arcozi, ia. Da. Am zis că ne ducem la băi, să ne băgăm în apă, nu am mai ajuns. Avem timp să ajungem la băi. Ne arată inima să ce face ăștia acasă, da, ce facem, da. Să stăm acolo, nu mai. Uite, așa ne vine rău, ce mai zis. Nu ne, n-avem grijă de noi. N-avem grijă de noi. Păi ce să ne facem? Mâncăm, stăm, dormim. Mâncăm prea mult acasă. E, mâncăm, muncim. Dacă plecăm, mâncăm odată în zi, mâncam de mult odată. Lasă că și acolo vine foamea. Boala vine, boala din noi mănâncă, cere mâncare. Omul la bătrâneță mănâncă, numai e ca în tinereță, te menții, te faci. Ce să ne mai menținem acum? Nici nu mai puteai să gătesc acum de dimineață, mai târziu pur. Banii ăștia. Să-i fac o țărăcioară. Să-i fie pătrobele ăștia. Lui Leo. Și a fost aseară de-a pus dinții și aia de jos, știi ce frumos le cere. I-a pus? Aha, le de jos. Trebuie să pun și eu pe ei mei. Uite-l că se sculă moșul. De patroan a venit pe la tine. Moșule, ce mai faci? Întrebai de tine. Patroane. Văzui soarele, căldura și o luai pe jos. Se mai filmează și pe tine patroan. Mai vede și pe tine lumea. Hai, nu mă bag cu Leo, nu mă bag. Nu vrea să-mi facă. N-ai văzut că ai spus că nu vrea să-mi facă. S-a dus să cules via Anca și el s-a dus acolo la ea să vorbească cu ea. Și a spus, ce, iar mă întreb de împăcare? Auzi-și? Spui că Leo e de vină. Lasă că se-mi facă. Spui că Leo e de vină. Nu vrea să-mi facă femeia. Facă ea, lasă că... Eu dacă găsesc o femeie, l-aș însura. Dar nu a căutat sorul meu să-l să caut. Da. Să-l mai însurăm la anii ăștia. Ai. Bună, rea, acolo e cu el în curte. Dar Tomi e mai bun ca el. Ce-a plecat așa lui Tomi? S-a dus după ea, prânjeau, s-a dus-o înapoi. A venit? Da. A dus banii la mamă sau la frații ei galbeni și acum a venit să mănâncă pe ea lui Tomi. Ce zici? Da. Că a venit. Da. Asta-i, n-ai ce să faci. A, Marie! Veni aia lui Tomi înapoi. S-a dus galbeni la mamă, s-a de la pitula și acum mănâncă pe aia lui Tomi. Nu, sunt acolo. Le-a dus-o. Le-a pitulat. Le-a dus-o pe dreapă. Du, nu mai vorbi așa. Da. Te luță la mamă, stai, mieteră femeia. Să mănâncă de pe Tomi. Ce mechele, e proastă aia. O taci, nu mai vorbim. E proastă aia, aia vorbește de noi la adresa noastră. Ea are n-ar de noi să vorbească de noi. Să vezi ce mă certe cu ea. A văzut că nu i-a spus nimica și permite ea să vorbească de familia mea. Iată în averea noastră, iată. Cum? Acolo e făcut tot de tine ce e. Da. Toate frumuse. Păi ce să fac? Sunt ai copiilor lui Cătă. A venit Cătă seară și cu Anca pe la noi. I-a făcut Anca curat prin oficiala aia, prin cameră. Ia să mai timp să-l ajute pe Leo. Da, ea, i-a făcut când vine, mai face curat. Să-i mai face și luci. Luci unde? N-am mai văzut-o de luci. A venit, a pus iuveta, știi ce? Unde muream cu a apa. A pus iuveta de apă. Da. Am apă caldă, cu am apă reci. Mama ne-a făcut. Da. Pune un boiler mic. Păi dă ce, că am îl din baie încălzește prea mult. Din baie apă. Ia boilerul mare care l-am în baie. Și da, apă caldă prea mult. Ai văzut? Ai văzut ce... Minunii cu acum. Apă, minunii. Da. Acum toată iarna nu mai ieși afară. Spălam ca cu alea paharele, farfurile, nu mai poți, genunchi de acolo mă doare. Și scobora și scările. Da, cum mi-am pus farfurii, o să mai iau, să pun pahară. Acum iasă și el din cameră, își faci un ceai, își faci da, un nu mai avem nevoie să ne ducem în bucătăria mare. Nu mai acum a zis să o facă Alin bucătăria, să stă cu mamă sa de sărbători acolo. Ufă. Noi ne ducem într-o mare sufragerie și ei să facă pe aia.
Dar ea s-a învățat să gătească în casă, acolo miroasă toată casa. Azi să limbă faci. Să facă bucătăria, să facă mama ta din sărbători acolo să pregătească. Fac, să ia niște prăji de tavan și gresie, atât. Să fie de sărbători, Aline, cu mine. Atât. Și mai târziu să ne luăm și noi mesă de aia albi. Să mă duc să caut un mesă. Auzi, de la Picheș, masă albă de aia cu scaune, cum vrei, de cea mai frumoasă. Să facă bucătăria mami. Întâi. Uite cum am în bucătăria. Să facă bucătăria și părmăia. Lasă că faci, Aline. Să fim sănătoși, aia e. Sănătatea să fie, mâncăm acolo. Sănătatea mai mare ca toate. Să mâncăm o ceapă cu pâine și să fim sănătoși. Că ce-am tras pușcăria, mi-a dus iar ieri minte, îmi venea rău. Cu dubele alea. Cu dubele când le văd pe stradă, îmi vine să cagiu. Da, s-o dracu de pușcărie, gata, s-a dus și a fost, da. A trecut. Nu-ți mai aminti de pușcărie. Doamne ferește. Da, am trecut prin toate. Ce fac, moșule? Nu trebuia să ne ducem și noi acum sâmbătă, duminică, la băie să fii plicat. Te duci mâine la nuntă, la modă. Hai? Nu te duci. Unde să se duc? E bun la, nu poate să stă el mult acolo pe scaun. Vedem noi vremea asta, auzi că vine să dă drumul barajul, apa. Nondății, auzi, a nondat toate orașele. Toate orașele sunt nondate. Când a venit apa pe noi, Dumnezeule mare, ce vrea el să facă? Nu vine apa. Ce vrea Dumnezeu să facă cu noi? Marie, că ai nu dus ștava rotundă să scot bolțile. De bine, de rău, făcut mărios tot de tine de din. Lasă-l bine sănătos. Făcut să fiarbă, dar uite, prea dulce, dulce de tot. Nu-i mozi în ăla să taie la limbă, e sara aflit. Nu mai e, că ne-a dus și nouă luci, dar nu mai era așa cum era. Nu mai era, te și la mine tu. M-a dus să trag să bine. Nu beau. Nu beau, dimineață, beau, uite ceaiul ăla. Altădată să luăm prastamă de oaie să bem cu vin. Lasă-mă, dragă, cu oaia. Din gunde am luat-o, n-am mâncat-o deloc, rămâne așa oaia. Păi să nu iei multă. Să nu luăm mult, puțină. Aia, tot rămâne țapă, până ce mănâncă țără caldă, o le aruncăm. A luat Michel, acum ne-a dus la Gabi, o oaie tare ea. De la ăsta duce oi bune ăla, Marin. Marin, al tău, Marin, ăla-l meu, ăla duce oi bune. Când îi cere Alin de la el, îi aduce oi. Nu, da, aia rotundă, de nu se prezează acolo. Și, Marie, te-ai dus la nuntă, ai rochie? Mi-a luat două rochii, patroana, am dat toate saba. Bă, te-ai luat și mai aia. Ia, să le vadă patroana. Nu se da, și le-am dus la prietor. Și tatea a cumpărat de la Pana seară două rochie, a dat 7 milioane. Atâta sunt. Să duce și la mod, Alin. Cum să nu? Să duce la nuntă. Păi e spus că se duce, eu știu. Să ducă și eu, vede și pe lumea. Da, nu e lumea, de lăutar să mai audă. Leon, nu se duce. Ăla zice că-i trebuie bani, auzi, să dă mult nebunie de în cap. S-a dus ciorbă numai, că... Bă, nebunie, cum am nepoții tăi, cum dătea Leo. Nebunie, bani mulți. Ba da, Florin, acum la nuntă, la aia le-a făcut fală. 3-400 de milioane. Și ce a făcut? Auzi, fala la ăia cu numta. Păi da, care da. Le dă bani. Care le dă bani. Dar n-a mai dat țiganii deloc, s-a îmbătat Florin și a dat el. Mă, țiganii de la Băile, țiganii de la Dacu, dincolo. Nu era rușine că dătură ăștia ai noștri de la trăia atâția bani? Păi și ei de ce nu? Păi nu mai vin țiganii. Nu mai vin, de ce nu dă și ei? Păi dacă n-am atâta. E. Mă, care n-are, nu trebuie să mai se ducă la nuntă. Nu se mai pună cu Florin. Păi dar nu se mai duce la nuntă țiganii acum. Dacă n-au bani, atâta. Ce Florin e naș acum la Târgu Jiu. La cine? Naș de cununie la Irina, duminică. Du-te cu el, cu Florin. Care e Irina? Irina lui Totu. A, lui Totu, lua să duc. Naș. Lasă nu, acum, duminică. Nu mă duc, că nu m-a ajutat. Dacă m-a ajutat, mă duceam cu el. A, acum te-a ajutat. Dacă m-a ajutat, mă duceam cu el, să are valoare mare cu mine. Dacă n-a știut să pună proapta la patroană, nu mă duc cu el. Te-a ajutat și el, că n-a putut.
Este mers și el, aleargă și el, să facă și el. Să aleargă. Ce să-i faci? Florine cu minte. Florine foarte cu minte și deștept, nepotul nostru. Încă la mamă, sunt călători. N-aveai nimeni. Lasă-mi fiarbă bine. Și Marița din oraș, cumpără haine de nuntă. Să pregătesc într-o nuntă, Zacofoane. Bă, fetele ăștia când vin nunta, cum eram noi tânăre, nu știe cum să îmbracă. Apă să îmbracă și ele sunt tinere, ce vrei să fac? Asta e și pentru ele. Mă duc, o iau pe jos acasă. Unde te duci? Acasă, că trebuie să fac mâncare lui Leo. Lasă că mănâncă și el la încă acum. Să duce, intră și el pe ușă, când pune masa la copii, să așează și dar el. Dar mai trămete mâncare acolo, dați-ne mă. Profesor, nu-l dă afară din bucătărie. Mănâncă și el acolo la ea farfurie de ciorbă ce-o face pentru copii, dă și lui. El nu vrea să pleacă la ea. A, vezi că și el a furis. Păi el trebuie să se pleacă la ea, să se ducă. Păi s-a plecat, s-a dus la struguri. A zis să se suie pe scară, ea murea de frică că cade pe ea acolo pe scară. Dar să intre pe ea în casă, să-i vorbească frumos, să vorbească cu ea în fiecare dimineață. Să zică, Anca a venit să beau cafeluța cu tine. Da, ea e santivă, bă, soră. Nu e santivă. Dacă el se duce în fiecare dimineață, să vezi că nu-i. Ce l-a dat de afară din casă, el a plecat de la ea din casă. Ia să se ducă să doarmă acolo în patul lui, să vezi. Ce-l dă afară, nu-l dă. Spală hainele lui Sângurel și le ia necălcați. N-are mașină de spălat. Are mașină, ele spală. Așa. Eu nici nu știu la mașina lui și totodată. Și ce să facă? Să le ia în brață, să le ducă la Anca pe sală. Anca, te rog frumos, calcă-le și mie. Nu, trebuie să ia o mașină de aia să îi le calcă. Ele de 2-3 ani le ia necălcate pe el. Cum să le ia așa necălcate? N-are cine să îi le calcă. Cea mai mare păcat, vezi? Că ai spus de ce să-l însoară. Ia servitoare, numai pentru el se-i calcă. Dar de ce să nu se însoară? Eu dacă găsesc o femeie, o duc acasă, în imediat. Cum să se mai însoare la niște? Eu dacă găsesc o țigancă de-a mea, o duc acasă, să știi și tu de la mine. Uite, nu m-am dus la nu să văd. Păi cine-l mai apeliu, bătrâna? Da, Doamne, cea mai mare... Se la Nini, Baro, dar el. Țigăncile nu le-a de frică că zice să vin la Anca în curți. Păi așa e. Dar ea n-are treabă cu ei, cu ea. Cum să n-ai bătrâna? El dacă se însoară, n-are treabă Anca. Mă, zici tu, zici tu așa, dacă mă venea surat o gunie... Uite, eu fac parii cu tine, că nu... Că aduc o țigancă și nu-i zice nimic. Eu vreau să fie prietenă cu ea, să vorbească cu ea. Păi unde ai mai văzut așa ceva? Domnul așa, Ieni. Model nou. Domnul Ieni în casă, unde ai model mai nou. Numai mic are domnul Ieni așa. Să-i de-a hai, mai revenim, prieteni. M-a dus Maria alu sorul meu cu mașina să mă duc acasă, mai m-a dus și să mai, mai mă plimbă prin oraș. Așa, Maria, că eu v-am spus sorul meu să te ia. Da. Să te ia după Michel. Și pe Iliacu. Da? Îl găsești? Îl găsești. Uite, bă, Ilinuță, bă.
Hai, băi, uite, Iliu, patrona, ai cu mine mașina. Băi, Iliuță, ai tăi unde sunt prietenii verișorii tăi? Uite, e acolo, uite. Se duc cu ea. Mai bine le place la copii. Lasă ușor, nu te vezi. Mașina. Ce-mi comand mașina? Și Ilie, cum e la școală? Stai, mașini pe ei, stai jos. E steluța asta? Da. Acu' intră, hai, dă-i. Lasă-l un gimnatuț, e șofiriță, de aia e șofiriță. Nebună! Și 12 acum? Da, e 12. Să mă duc să-i pună ciorba lui Iola să-i fac. Fac puținul pe repede. Hai. Ce ai făcut la școală? Ai învățat? Bravo! Bravo, să te duci și de la școală, că școala e bună. Când ai fi mare și știi carte... David! David! Maria, îți dea Dumnezeu sănătate la copii, la familie. Nu mă plimba și eu de mai filmai. Așa filmam numai acolo în curte, m-am dăpăcit. Să-l oprește aici, să-i ia copilul. Păi și la colcul, măcar dacă mă lași. Dacă n-ai unde. Am unde să te las. Chiar aici în colcul. Am unde să te las. Așa. Uite că te așteaptă Leo. Că mă așteaptă să-i fac mâncare. Era luci ca mâncare și nu-i fac mâncare. Hai, sănătate multă! Stai să-ți întâi dușa. Macana, da. Da. Hai, că da. Da, hai. Mama, ia uite pe bulibășoaica, ia zi patron. Bună ziua! Îmi dă omul ăsta 300 de mii de euro împrumut. Bună ziua! Ce ai pus la urechi? Busuioc de la țor mea de noroc. Îmi dă 300 de mii. Dă-i. Să-și facă și el de amblau și a zis că într-un an mi-i dă, a zis că și matale, răspatale nu răspund, nu? Poftim? Răspund patru. Ba, răspund, dacă nu ți-i dă el, ți-i dă eu. Aaa, mecanicule, vezi, ai luat garanția și de la patroana, dar o aduc și pe patroana acolo. Mai dau 50 de mii. De unde ești? Auzi, să nu îi spui lui patroana ce fac cu bani. De unde ești? De unde ești? Din București. Dă-i că ți-i dăm, hai. Hai, sănătate! Prietea mea ne vedeți pe alte canale, sănătate!